Iubiți credincioși, în duminica de astăzi, pericopa care s-a citit la Sfânta Liturghie pune accentul pe mila și iubirea lui Dumnezeu față de oamenii chinuiți de puterea diavolului. În primul rând, trebuie să știți ce este diavolul. Diavolul este o făptură spirituală, nu creată de Dumnezeu, ci creată prin sine, prin răutatea și neascultarea care a venit din mândrie și părere de sine. Și în momentul în care s-a răzvrătit dorind să fie deasupra lui Dumnezeu, din înger luminat, a devenit înger întunecat, neslujitor lui Dumnezeu, ci împotrivitor voii lui Dumnezeu. Diavolul nu este o ipoteză sau o presupunere. Diavolul nu este o poveste, ci este o realitate clară și pură pe care noi o întâlnim în viața creștină și în viața tuturor popoarelor. Deci, pentru că tot ce este făptură sub soare are un înger bun și un înger rău. Îngerul rău este cel care veghează la scrierea faptelor rele, iar îngerul bun este cel care veghează la scrierea faptelor bune. Și cea din tâi faptă bună pe care trebuie să o facă omul ca să fie plăcut lui Dumnezeu este să aibă virtutea smereniei. Diavolii de astăzi, inclusiv demonizații de astăzi, sunt într-o ipostază spirituală și sufletească care nu este plăcută lui Dumnezeu. În primul rând, ei au niște atitudini anormale. Sunt legați în lanțuri, s-au rupt lanțurile, umblă goi, dorm prin morminte. Deci iată niște semnificații pe care noi le numim, dacă vreți așa, cu apucături sataniste, adică cu apucături diavolești. Dar, în momentul în care Mântuitorul ajunge la Gadara, acești doi demonizați îl întâmpină de departe. Deci, iată, îl întâmpină. Întâmpinarea Mântuitorului de către acești diavoli este cu mai multe substraturi. Întâi, reacția oamenilor ca manifestare biologică și tipică bolii, și apoi reacția diavolilor ca manifestare de neascultare. După tâlcuirea mai multor texte, în unele din texte spune așa: știm-te cine ești Fiul lui Dumnezeu, nu ne trimite mai înainte de vreme în adânc, adică în ghiena, în iad. Ca și cum ar fi vrut să calce cuvântul Scripturii, deci ca și cum ar fi vrut să calce cuvântul Scripturii care spune așa: nimeni nu știe de clipa sau ceasul în care va veni Fiul omului. Deci nimeni nu știe clipa și ceasul trâmbiței cele de-apoi și a înfricoșatei judecăți. Ci de această clipă și de acest ceas știe numai Dumnezeu Tatăl din cer, nici Îngerul și nici Fiul. Și atunci diavolii ce au vrut să vadă? Au vrut să verifice dacă Iisus Hristos, Cel care își ducea mesianitatea pe pământ, vindecând, miluind, hrănind, ridicând neputința, izgonind boala, izgonind nenorocirile, este Fiul lui Dumnezeu sau are vreo legătură cu Dumnezeu. Dar Iisus Hristos nu se adresează demonilor, ci se adresează demonizaților. Și în momentul în care demonizații sunt scuturați și sunt chinuiți de aceste făpturi spirituale, de aceste duhuri rele, se manifestă ca atare. Deci dacă ați avut vreodată ocazia de hramul cuvioasei Parascheva sau prin o biserică la Sfântul Maslu, ați avut ocazia să vedeți ce circărie fac. Și acea circărie nu este neapărat tipică bolii, ci dracul vrea să arate câtă batjocură poate face de sufletul uman atunci când este îngăduit de Dumnezeu. Și omul devine ca o maimuță sau ca o păpușă și este chinuit de diavol într-un mod cu totul aparte, tocmai pentru ca să vadă cât de mult urăște zidirea lui Dumnezeu. Tocmai ca să se vadă cât de mult urăște sufletul creat de Dumnezeu. Și atunci,
În momentul în care demonii au ieșit și au cerut ca o dezlegare, și când folosesc termenul de dezlegare, pun accent pe două lucruri. Când citim moliftele Sfântului Vasile cel Mare, nu vă mai foiți atâta, stați liniștiți că nu arde focul. Deci în momentul când citim în moliftele Sfântului Vasile, găsim scris să ieși și din apă, și din bălți, și din trestii, și din răspântii, și din râuri, și de la miezul nopții, și din revărsatul zorilor, și din băi, și din case, și din ziduri, și în tot felul. Deci ceea ce înseamnă că diavolul are o putere de să ascunde acolo unde dorește. Dar specifică. Fățarnic la vedere, pentru că poate lua până la forma chipului Îngerului de Lumină, și viclean la nevedere, adică poate lucra pentru oamenii proști, și când folosesc termenul proști, nu mă refer la lipsa intelectului sau la lipsa cunoștinței, ci la lipsa credinței și a cunoștinței despre învățătura legată de diavol. Și ce observ acolo? Observ cel mai important lucru. Că mai mult se sperie omul de o pocnitură de dulap sau de o sticlă crăpată sau de o scândură uscată decât s-ar teme de păcatele lui. Că mai mult se teme omul de o candelă stinsă sau de un țipăt în noapte sau de o pocnitură în fereastră decât de fără de legile pe care le săvârșește înaintea lui Dumnezeu, fără jenă sau poate uneori fără simțire și spune și ce toată lumea păcătuiește. Deci aceasta este o altă formă de demonizare. În momentul în care acești întunecați și-au cerut, bine, și-au dat și o identitate falsă. Scriptura spune, cum îți este numele? Legion. Legion, Părintele Cleopa tâlcuiește și spune că e vorba de o legiune romană care are cam la 2000 de ostași. Deci dacă era vorba de două legiuni, era vorba de o groază de demoni. Dar eu aș crede că era vorba de un legion, adică de un drac căpetenie. Pentru că dacă deschidem patericul egiptean, vom vedea două feluri de draci. În timp ce Sfântul Antonie îl avea ucenic pe Pavel cel prost și într-o zi venind un demonizat să-l vindece, Pavel s-a rugat și a postit și diavolul nu ieșea. Și spunea, nu ies. Îi spunea lui Antonie, să mă scoată Pavel, ucenicul tău. Și atunci Pavel, văzându-se pus în postura de a cădea în slava deșartă sau în înălțarea minții, a spus așa, pentru rugăciunile starețului meu, Antonie, te rog, Duh necurat, să ieși. Și atunci diavolul, folosind o altă formă de mândrie, mult mai subtil, a spus așa, Antonie, Antonie, tu ești mare și scoți dragi proști. Pavel e simplu la minte sau prost, cum scrie în Pateric, dar scoate dragi inteligenți. Adică în ideea de a-l arunca pe Pavel, cu mintea undeva în înălțime, băi, cine se eu, înseamnă că dracii ăștia care îi scot eu zgrozav, nici vorbă. Acesta a ridicat mâinile la cer și a spus așa, nu voi mânca și nu voi bea până nu vei părăsi omul și ținutul acesta. Deci nu trebuie să-mi dai tu mie explicație ce fel de drac ești, prost sau deștept. De vreme ce ești diavol, ești în slujba răului. De vreme ce n-asculți de Dumnezeu, ești dușmanul lui. De vreme ce îl tragi pe om la rele, nu-i dorești mântuirea și atunci nu avem ce vorbi. Deci iată ce simplu tratau Sfinții problema demonizării. Deci când și-a dat numele și-a spus că numele lui este Legion, deci era vorba de un drac din cetere îngerești, cum au căzut ele în ierarhie, heruvim, serafim, îngeri, arhangeli, tronuri, domnii, puteri, stăpânii, deci se vede că a căzut undeva dintr-o ceată superioară, dintr-o triadă mai înaltă, și atunci, sigur, avea și alte atribuții. Și de ce spun lucrul acesta? Tot în pateric, uitându-ne, într-o zi, Ava, mergând prin pustie, fiind mai sporit, Ava Pimen sau tot un Ava al pustiei, Pafnutie, întâlnește pe un Macarie. Merge prin pustie și întâlnește pe un drac ce purta cojoacele întoarse pe dos cu mițele în afară și de fiecare miț legat câte o sticluță. Și îl întreabă, dar ce porți, nenorocitule, în alea? Ispite. Păi și ce faci cu ele?
fiecărui om îi dau după prostia și slăbiciunea lui. Păi și când le termin, stai liniștit. E ca la 6 din 49, le combin. Deci face combinații. Și scoate formule noi. De aceea, dacă vreți să vedeți ce înseamnă, demonizare sufletească simplă, deci ecuație de gradul 1, înseamnă beție, fumat, desfrâu. Ecuație de gradul 2 înseamnă avort, concubinaj, mariaje începute și lăsate sau căsătorie de probă. Iar combinațiile de gradul 3, deci din mai multe sticluțe, înseamnă sodomie, gomorie, incesturi, perversități în grup, homosexualitate, dezmăț în stradă și alte filozofii. De ce? Lucruri care să fie cât mai atrăgătoare și mai smintitoare pentru ceilalți. Pentru că spune așa, că un păcat are 3 rădăcini. Rădăcina întâia este trupul nostru, care nu-l putem stăpâni și ne luptă. Rădăcina a doua este sufletul nostru, care tinde spre nesăbuință. Și rădăcina a treia, care înseamnă sminteala cum. Deci, cum fac ăștia? Ai de făcut prostii, dar du-te și le fă, dragă. Dar nu-i nevoie să te televizezi ca să te vadă o lume întreagă. Prin drepturile omului, bineînțeles. Deci, plătești poliția comunitară ca să-i bată pe ortodox și pe stradă, că nu vor să se uite la o demonstrație de homosexuali. Deci iată cât de fină este lucrarea celui rău și ce combinație imperială a făcut din mai multe sticluțe. Trecând la un alt soi de dragi, tot din pustie, și de ce am ales din pustie? În casa unde ai televizor și internet nu stau. Nu le place. În casa unde nu te rogi și nu te închini și nu faci o aghiazmă sau n-ai icoană și o candelă, n-au ce căuta, că acolo e iadul lor. Vorbim în pustie că acolo stăteau sfinții, stăteau asceții, stăteau nevoitorii pentru Hristos, nebuni care dormeau prin morminte, nebuni care mâncau o dată pe zi sau stăteau voi în bătaia soarelui să iară viforul nopții și gerul iernii și căldura și zăduful pustiei. Dormeau însetați sau flămânziți, cum spune Maria Egipteanca, m-au ars 40 de ani și m-am chinuit noaptea cu frigul și ziua cu căldura și cu patimile, încât simțeam că mă perpelesc ca pe foc. Deci iată ce dragi viclieni erau. Și spune că cum mergea Ava prin pustie, a văzut la chilia lui Teopemp un drac care stătea acolo liniștit și se tot mângâia pe burtă și a întrebat, ce faci? Îl desfăt pe Teopemt cu duhul desfrânării. Și de ce faci lucrul acesta? Păi pentru că băiatul acesta nu prea se roagă. Și s-a apropiat bătrânul și i-a spus așa, Teopemt, mă simt bolnav și bătrân și am nevoie de o rugăciune. Și te rog, dacă ți este cu putință, fă-o și pentru mine. Și a început tânărul călugăr pusnic să facă câte o rugăciune pentru starețul lui, povățuitorul lui. Și a început să așa zis, păi dacă fac una pentru el, n-ar fi rușine să nu fac una și pentru mine. Și a făcut două. Și după o vreme, când a trecut, diavolul era la poartă, nu mai era în ograda bordeiului. Și a zis, dar de ce stai la poartă? Păi zice, ăsta a început să-și aducă aminte de Dumnezeu. Și a intrat Macare și i-a spus, acum să faci 2 rugăciuni pentru mine. După o vreme i-a spus, să faci 3 rugăciuni pentru mine. Și bineînțeles că tânărul, în timp ce făcea rugăciune pentru starețul său, își adăuga și lui că era rușine. Cum eu să mă rog pentru starețul meu și pentru mine nu. Și au ajuns așa până pe la 6 rugăciuni. Și cum mergea Ava prin pustie, îl vede pe diavolul plângând. De ce plângi, întunecatule? Până și acesta s-a răzvrătit împotriva mea și mă arde cu psalmii și cu rugăciunile și mă duc să caut altul mai slab prin pustie. Și când a intrat bătrânul la tânărul nevoitor, i-a spus, să știi că mă simt foarte bine, și rugăciunile tale îmi folosesc. Dar te rog o vreme să mai contenești cu ele, ca nu cumva să mi se întoarcă boala înapoi. Deci vedeți subtilitatea lucrării duhovnicești? Diavolul venea pe o parte cu felul lui de a gândi, pusnicul
cu Duhul Sfânt, mergea pe partea cealaltă și contramanda lucrarea întunecatului prin împăcarea și unirea cu Hristos. Și în felul acesta Teopempt a zis, păi ce să mai bată bătrânul meu drumul până la mine să-mi spună să-mi adaug o rugăciune? Hai să-i adaug de la sine. Și din când în când mai adăuga câte o rugăciune, până a ajuns un nevoitor strălucit. Și iată că cel care chinuia pe Sfânt în pustie nu era un legion, ci era un drac prost de rând. Deci cei care vin la dumneavoastră acasă și vă ung clanța ușii sau vă pun pe sub preșul sau scamele de sub perne, tutulețe din sacul de la perne, toate prostiile astea care vi le spun tot felul de preoți din ăștia mai pricepuți în ale vrăjitoriei, ca să spun așa, și bateți voi drumul când în Ardeal, când nu știu mai unde, nu are rost să vorbim. Deci aceia sunt draci proști. Aceia sunt prima ceată de draci, cei mai fraieri. Cetele superioare vin odată cu înaintarea în psaltire, în post, în metanii, în spovedanii corecte, cinstite, curate, în împărtășanii, în delicatețe sufletească, în omenie, în bunătate, în milostivire. Știi cum? Când încep oamenii să spună, vai ce om e plavios, dracu ascultă și merge rapid să se convingă dacă e așa. Și dacă ai putut învinge un diavol din acesta, înseamnă că ai învins un diavol deștept. Dar dacă nu-l poți învinge, înseamnă că ai un diavol prost și vii și spui tu mai prost ca el, părinte, nu mai citesc psaltirea, că de când mi-ați dat psaltirea am numai ispite în casă. Păi ce ai vrut să-i dai cu parul pe spate și el să te pupe? Nu era firesc să-ți întoarcă prin încercări, să-ți arate că nu trebuie să te mai rogi, că se întâmplă și mai rău? Atunci continui să te rogi, până ori rămâi ca Iov în groapa cu gunoi, la grămadă, acolo și sărați bubele păcatele, ori te dai cu el și atunci faceți pact împreună. Chiar spunea astăzi cineva, vai, părinte, zice, are draci, zice, face rău. Da, și ce dacă are draci? Poate să aibă un milion. Arată-i tu că nu te temi de ei. Arată-i tu că îi poți conduce și îi poți birui și îi poți înlătura. Căci, Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta ai dat-o nouă. Și în momentul în care ne mai ducem la un soi de draci și mai fin și de mai înaltă calitate, pentru că și ei sunt în tagme, în această tagmă intră un diavol foarte iscusit, se cheamă Arhicon sau tâlcuitor de Scriptură și în felul acesta el umblă și bântuie prin lume și ajută pe Sarsailă sau pe Scara Oschii tata lor la formarea sectelor. Deci aceștia sunt cei mai periculoși diavoli și într-adevăr sunt mai periculoși și pot purta numele de Legion, că aceștia nu distrug trupul, ci distrug sufletul. De aceea și Mântuitorul în Evangheliile sale a amintit și a spus prin gura celor patru evangheliști, nu vă temeți de cei ce ucid trupul și sufletul nu-l pot ucide. Temeți-vă de cei ce ucid sufletul, că trupul e trecător. Deci aici trebuie să avem subtilitatea minții. Eu mă tem de un drac că mi-a crăpat o găină sau și-a rupt calul piciorul. Dar nu mă tem de dracul ăla care mă duce la sectă și mă botez și schimb religia, am pierdut pe Duhul Sfânt și deja sunt razna, dar mie merge cu spor. Păi îți merge cu spor că El te ajută de acolo încolo pentru că ești a Lui definitiv, te-a pecetluit. Și o altă treaptă de draci, care se numește dracul înălțării minții, care face și din pusnicii sforiți oameni în cădere, care oricând pot să ajungă la deznădejde și sinucidere. Și aici amintesc numai un simplu element, tot din Pateric, când diavolul vine la unul și îl scoală azi, îl scoală mâine și poi mâine la rugăciune și la urmă îl învață să ucidă pe cel care vine, că diavolul e în chipul lui Tatăl. Și după ce l-o ucide și îi dă cu barda în cap, diavolul spune așa sarcastic și satisfăcut de plăcere. E adevărat. Mi-a trebuit puțin timp, greu, dar te-am biruit. Sfântul Clement a găsit o eșarfă și a băgat-o în chilia lui. N-a făcut cruce. Și a venit femeia și Martinian, în aceeași fază, numai că sunt puțin diversificate. Una e la Psaicon și una e în Ierverghetinos. A băgat eșarfa în casă și a zis, au fi pierdut-o vreun călător.
a început Duhul desfrânării, a apărut femeia la ușă, dar era nălucire diavolească, a zis, dăm drumul că mă mănâncă fiarele pustiei. Și când s-a înfierbântat Sfântul Clement de arșița trupului ca să curvească cu ea, dracul s-a făcut nevăzut, șchilia s-a umplut de putoare și s-a auzit un glas. E grea lupta, dar te-am învins. Deci vedeți cu câtă subtilitate lucrează sarsailă? Credeți că sarsailă se spăre de țigări, plugarul și carpați? Să teme de vodcă și de vin? Nici vorba. Dracul caută cele mai subtile arme de a-l distruge pe om și de a-l face, asta e subtilitatea focului diavolesc, să te facă să conștientizezi că nu e atât de păcat. Nici să te gândești că ai păcătuit, dar nu ești numai tu. Atâți au căzut și atâți au căzut și atâți au căzut. Aici este, de aceea sfinții de la Pateric vin și spun, a sta în păcat îi drăcește, a cădea îi omenește. Deci când persiști pe aceeași cădere și azi și mâine și poi mâine, cu adevărat ești ucenic. Și acum diavolul a întrebat, noi dacă ieșim din demonizați, unde ne ducem? Și le-a dat voie Mântuitorul, dacă asta este Evanghelia de astăzi, că așa a fost cu Gadara, să intre în lumea porcilor. Acum comentatorii și oamenii mari ai Scripturii au scris că n-aveau voie să mănânce carne de porc, că au călcat legea iudaică și comercializau dobitoace necurate, că nu știu ce. Ești vorba. Dracii, când au văzut cu câtă mirare să miră toți de virtutea vindecării făcute de Iisus, și bineînțeles că oamenii mai văzuseră vindecări, ce a zis? Trebuie să găsim ceva prin care să întoarcem opinia publică împotriva lui Hristos. Și ce a zis? Le producem o pagubă catastrofală, că putea dracii să intre în porci. Simplu. Ca în contomul de la Tomești. Îi tai, îi bagi în abator, faci salam, pui etichete, veterinarul ștampinează, bagi pe piață și să mănâncă. Totul e perfect. N-a fost așa. I-a aruncat în mare. De ce? Să-i mănânce pește. Nici să poată să-i recupereze în ideea de a face săpun sau de a face mâncare din ei. Pentru că dacă te uiți la un animal când moare atunci și îi cald și îi dai drumul la sânge, după pravilă poți să-l consumi. Deci n-ai voie să-l găsești țapă, închegat. Și atunci oamenii din pricina materială, gândindu-se la pagubele pe care li s-a produs, ce a zis? Ar fi bine, Iisuse, să pleci din ținutul nostru. Îi fi făcând tu minuni, da? Și sutele astea de porci, dacă le vindeam, erau bani la peșcherea. Aceeași metodă pe care a avut-o și Iuda. De ce să dăm bani la săraci vânzând mirul, pe când și să facem milostenie și tu să-l torni în cap degeaba? Că Mântuitorul le-a spus, pe mine mă aveți... Pe săraci aveți pururile, dar pe mine mă aveți numai acum. Ei, această pagubă materială săvârșită de demoni are trei imagini. Una, ura față de creația lui Dumnezeu, că dacă porcul ar fi atât de necurat încât să-l steargă Dumnezeu de pe hartă, nu s-ar mai înmulți sau ar dispărea ca specie genetică. Doi, faptul că oamenii s-au înglodat în cele materiale și au uitat cu totul de Dumnezeu. Și așa fac și ai noștri câteodată. Deci până mai acum o lună se plângeau că-i sece. Deci le-a dat Dumnezeu ploaie, dar i-a lăsat întâi să cârtească ca dușmanii și ca iudeii în pustie și apoi i-a săturat cu pâine din piatră. Trei, le-a dat imaginea dezastruoasă a unui dezastru economic, ceea ce numim noi astăzi criză, numai că nu e făcută de demoni, e făcută de oameni, și le-a arătat că nu pot să câștige Dumnezeu dacă îl mai țin în preajma lor, pierd. Și atunci și patronii au recurs la același program administrativ. Sâmbătă muncim să scoatem pierderile din cursul săptămânii, iar duminică scoatem, muncim să scoatem plus, să vă pot adăuga ceva la salar. Și când se termină bine, de încărcat visteria cu păcate, Dumnezeu dă o pagubă. Ori lichidează o firmă, ori vin impozitele prea mari să desfințează de la sine, ori să refuză comenzile, ori nu mai apar comenzi și te trezești tot șomer. Deci, ce a spus Dumnezeu? Cine îl adună cu mine risipește. În momentul în care Mântuitorul a plecat din acele ținuturi, a lăsat în urmă ce? Doi oameni vindecați de diavol.
acei doi oameni vindecați de diavol sunt reperul și mărturia la judecată că el a trecut prin acele locuri. Cine sunt cei doi oameni vindecați de diavol? Oricare din noi care l-a cunoscut pe Dumnezeu a oprit păcatul și s-a întors spre Sfânta Biserică și spre viața creștină. Și ei trebuie să rămână mărturie până în ceasul judecății și rând pe rând să devină apostoli ai satului, ai casei, ai familiei, ai nepoților, ai copiilor, ai prietenilor și să le spună: tare bun mai este Dumnezeu, nu vă depărtați de El. Tare bun mai este Hristos, nu-L ignorați. Tare bun mai este Dumnezeu, haide să păstrăm o legătură cu El. Și în momentul în care vom face acest lucru, ne vindecăm de celelalte demonizări. Demonizarea trupească, care înseamnă lăcomie și viață sub centeron, cum spunea Părintele Cleopa, mâncare și băutură ca gândacii de Colorado pe cartof. 2. Demonizare sufletească, răutate, ură, dușmănie, fapte rele, orgolii, invidii, turnătorii, pâră, răzbunare și așa mai departe, și avem suficient. Demonizare spirituală, părăsirea dreptei credințe, demonizare mentală, ateism, necredință și hulă împotriva lui Dumnezeu și a Bisericii, și ultima e demonizarea aceea în care îl duci legat în lanțuri și are nevoie să calce pe el preotul sau să-i să facă exorcisme ca să iasă diavolul din el, dar este treapta cea mai îndepărtată și ferească Dumnezeu să n-ajungem niciunul. Iar înainte de a ajunge la aceste demonizări, să avem grijă ca turma porcilor noștri să nu se mulțească atât de mult încât să fie nevoie să vină diavolul și să-i arunce în mare. Să ne stăpânim porcii noștri ai patimilor și a păcatelor mărunte ca niște păstori înțelepți și să-i hrănim cu roșcove într-așa fel încât să iei să piară singuri de foame, să nu fie nevoie să vină să-i omoare Dumnezeu. Amin.